transmisiile ștafetului Matei, sau știu o cântare. Dar ați observat și dumneavoastră că lipsește fratele Matei Dan, soția dânsului și... Uite și mai important, nu? Sora Camelia, care a fi putut să facă slujbă. Și dacă nu sunt aici, sigur că nu mai pot să facă. Și mă gândesc că fratele Matei n-a rămas acasă pentru a luat așa o simplă indispoziție. Și ceva îl ține acasă. Cu ce cuvinte dați voi slavă când mă faci acum să am atâta har, cât altă dată nici să-mi închipui nu puteam. Spunea Traian Dos în poezia Iisuse culme minunată, iar ultima sfârșită primește jertfonul lacrimi și darul cântecului smuls din taina unei inimi care ți-a dat. Dar n-are ce mai mult. Scopul nostru ca oameni mântuiți, dacă am ajuns la această stare, este să facem parte de învățătură tuturor celor pe care îi cunoaștem. Iar cântarea 509, cunoscută de dumneavoastră. Asta trebuie să fie menirea noastră, sau una dintre ele, dar foarte importantă. Să înalți jertfa ta, Iisuse. Și cum cântarea se știe, vă rog foarte, foarte mult, cu toată ființa să cântați lucrul acesta. Astfel o simțim că sunteți parte la această lucrare. Amin. Amin. 509. Să nașe Thank you.